Un individ cu cagulă a intrat astăzi la ora 12 în incinta bijuteriei Amanet de lângă stația de la Coreco din centrul Ploieștiului și a jefuit magazinul sub amenințarea unei macete. Îngrozite, cele două angajate ale firmei au îndeplinit cererile jefuitorului, care a luat de acolo sume de bani și bijuterii. La aproape un minut de la intrarea în magazin, jefuitorul a dispărut cu pradă cu tot. Angajatele au apăsat butonul de panică și primii sosiți la fața locului au fost agenții unei firme de pază, cu care societatea avea contract. Am fost sesizați despre faptul că un bărbat a pătruns într-o bijuterie de unde a sustras mai multe bijuterii. Polițiștii sunt la fața locului, efectuează cercetarea pentru a stabili împrejurările comiterii faptei. Mai mult decât atât, au stabilit și un cerc de suspecți. Nici o persoană nu a fost rănită și nu au fost distruse bunuri. Potrivit martorilor, jefuitorul ar fi de etnie romă și are înălțimea de 1,60 m. Totodată, reprezentanții firmei de pază a bijuteriei din stația Coreco susțin că săptămâna trecută, noaptea de data aceasta, a mai fost înregistrată o tentativă de jaf tot la o bijuterie, în zona Cioceanu din Ploiești.